apropie finalul anului 2015. Cum a fost acest an pentru Comisia Electorală Centrală? Ca și toți anii, am muncit, am făcut totalurile alegerilor parlamentare din 2014, am organizat în anul 2015 alegeri locale generale. După specificul său, alegerile locale generale sunt apriori mai complicate în proceduri organizatorice, deoarece se desfășoară și în două tururi. Am avut și localități în care am organizat și votare repetată. Către acest moment, constatăm că tot ce ține de alegerile locale procedural s-a finalizat, toți primarii s-a ales, toate consiliile sunt funcționale. Noi, cred eu, cu destul de bine finalizăm acest an 2015 sub aspectul activității Comisiei Electorale Centrale. Dacă e să comparăm alegerile parlamentare din noiembrie 2014 și cele locale din 2015, care au fost mai grele pentru CEC? Tehnologic, cum am remarcat, alegerile locale sunt mai dificil în practica organizatorică, pentru că avem foarte mulți candidați, avem destul de multe consilii, deci e vorba de 900 de consilii, unde trebuie să alegem consilieri, trebuie să alegem primari, ulterior consilieri raionali. Deci proceduri sunt mai multe și mai nevoioase. În rest, staful comisiei, organele electorale în teritoriu sunt bine pregătite, au făcut față acestei sarcini. Noi în locale am probat în practică aplicabilitatea tehnologiilor informaționale și anume electronic am verificat faptul participării la votare, acel sistem electronic care, din păcate, în parlamentare noi am avut anumite probleme cu el. Deja în locale aceste probleme au fost eliminate și ați văzut că și sub aspect electronic noi am stat destul de bine. În prezent mult se vorbește despre posibile alegeri parlamentare anticipate. Pe cât de pregătit este Comisia Electorală Centrală pentru acestea și cât ne-ar costa în general? Comisia Electorală Centrală din 1997 este instituție permanentă. Deci, respectiv, noi, având și un staff permanent, suntem în orice clip gata să facem față sarcinii profesioniste care poate apărea. Fie că este vorba de alegeri anticipate, ori de referendum, ne mai vorbim de alegerile planificate din timp, acele locale generale și parlamentare ordinare. Ce ține de devizuri de cheltuieli? Noi, de fiecare dată, atunci când sunt anunțate aceste alegeri, ori referendum, ori orice alte acțiuni electorale, noi facem un deviz de cheltuieli, estimând cheltuieli. Acum, pentru a avea o viziune asupra cifrelor care pot apărea, ori devizul de cheltuieli care poate fi pus pe masă atunci când va fi lansată campania electorală, putem compara cu cheltuielile existente în alegerile trecute. Așa, în alegerile parlamentare, noi ne-am bazat pe aproximativ 50 de milioane de lei deviz de cheltuieli, dar cheltuielile de fapt au fost mai mici, deci noi foarte economicos am utilizat banul. Dar oricum, în deviz de cheltuieli, dacă va fi nevoie, noi nu vom avea o cifră mai mică de 50 de milioane de lei. De asemenea, există o inițiativă de organizare a unui referendum privind modificarea formulei constituționale de alegere a președintelui țării. Ar fi gata Comisia Electorală Centrală să facă față inițial referendumului, iar apoi alegerilor directe a președintelui țării de către popor în viitorul apropiat? Evident. Evident că va fi gata, exact cum v-aș întreba eu acum, dacă dumneavoastră fiind jurnalist de meserie, ați fi gata să faceți un interviu cu președintele țării. Desigur că dumneavoastră veți fi gata. Aveți nevoie de o perioadă de pregătire, să faceți notițele, să documentați tema, să pregătiți o listă de întrebări, exact același lucru și la noi. Noi desigur că vom fi gata să facem față și acestor sarcini, fie că e vorba de referendum constituțional, care, apropo, noi am organizat unul în 2010 și a fost organizat la un nivel calitativ foarte înalt. Și alegeri prezidențiale în Republica Moldova au mai fost organizate, noi am ales prin vot direct doi președinți în Republica Moldova. Așa că nu este nimic nou și necunoscut. Noi vom face față oricărei sarcini în organizarea și desfășurarea procedurilor electorale în Republica Moldova, atunci când acest lucru va fi nevoie. Ar fi posibil ca eventuale alegeri parlamentare anticipate să aibă loc în aceeași zi cu referendumul constituțional, dar și cu alegerile prezidențiale directe în cazul în care actualul Parlament ar modifica Constituția. Deci, doar teoretic aceste lucruri acum pot fi prevăzute. Deci, în cadrul unor alegeri parlamentare, poate avea loc și un referendum. Deci, nu se admite organizarea unui referendum într-o zi cu alt referendum,
Dar nu există prohibiții legate de interzicerea organizării unor alegeri parlamentare, spre exemplu, în aceeași zi fiind organizat și un referendum. De la 1 ianuarie, în Republica Moldova va fi implementată legea privind finanțarea partidelor din bugetul de stat. Credeți că aceasta va aduce careva schimbări de ordin practic la finanțarea partidelor și a campaniilor electorale? Sunt ferm convins că această lege a făcut un pas considerabil înainte în reglementarea procedurilor de finanțare a partidelor politice și a campaniei electorale. Legea e în vigoare din 1 aprilie anul 2015, dar de la 1 ianuarie intră în vigoare prevederile ce țin de finanțarea partidelor de la bugetul de stat. În acest context, noi am pregătit și o procedură specială, un regulament, care urmează până la finele anului să fie aprobat. Acum suntem în procedură de dezbateri publice a acestui regulament. Chiar în această săptămână vom avea și o masă rotundă de comun cu reprezentanții partidelor politice, societatea civilă, instituțiile statului implicate în acest domeniu, privind dezbaterea normelor din acest proiect de regulament. Cu certitudine se va îmbunătăți democrația internă în partidele politice din Republica Moldova în momentul în care ele vor fi finanțate de la bugetul de stat. Noi sperăm foarte mult să diminuăm factorul influenței unui grup restrâns de persoane asupra activității unui partid politic. Prin finanțarea de la bugetul de stat, partidele trebuie să fie mai libere în adoptarea deciziilor sale în interiorul partidului ca instituție. În câteva luni expiră mandatul dumneavoastră de președinte al CEC. Expiră mandatul întregii componențe a Comisiei Electorale Centrale în 11 februarie 2016, da. Da, urma să zic, dar și mandatul CEC în general. Cum a fost acea perioadă pentru dumneavoastră, dar și pentru CEC în genere? Astăzi, când avem deja aproape 5 ani împliniți, deci avem 4 ani și 9 luni de mandat, multe lucruri au fost făcute, multe lucruri bune s-au întâmplat în acest timp, am învățat destul de multe lecții din greșelile noastre, în unele momente am fost mai puțin experimentați, în unele momente am fost mai romantici decât se potrivea cazului, romantici între ghilimele, sigur, dar cred eu că am făcut o muncă bună. Am făcut o muncă bună și ne bazăm și pe aprecierile venite din afara țării, din partea observatorilor internaționali care au observat alegerile și referendumul organizat în Republica Moldova, din partea organizațiilor internaționale cu care colaborăm, care au dat aprecieri pozitive activității comisiei, atât în domeniul electoral, cât în domeniul desfășurării educației și instruirii funcționarilor electorale. Noi în continuare suntem lideri la capitolul instruirea funcționarilor electorale. Noi avem centru de instruire continuu în domeniul electoral, care a devenit model în plan global, nu doar în plan regional, deja. Noi exportăm capacități de training în alte părți, împărtășind experiența noastră și altor colegi. Noi am reușit implementarea tehnologiilor informaționale și astăzi, după alegerile locale care au avut loc în acest an, putem să spunem că ele deja s-au înrădăcinat bine tehnologiile informaționale în domeniul electoral. Noi am elaborat și un plan strategic, ediția a doua, deja pentru o perioadă 2016-2019, unde planificăm și pilotarea unor proiecte de votare la distanță prin intermediul rețelelor electronice. Deci sunt destul de multe lucruri bune făcute în trecut și avem și planuri frumoase pe viitor. Vă mai doriți un mandat la Comisia Electorală Centrală și cine din partidele parlamentare credeți că v-ar putea înainta? Bună întrebare. Este, din punctul meu de vedere, și acest lucru l-am remarcat nu doar odată, este o procedură vicioasă atunci când partidele politice înaintează membri în organele electorale. Pentru că din start se creează cel puțin impresia că, uite, Comisia Electorală Centrală nu ar fi independentă în activitatea sa. Pentru mine, activitatea de organizare și desfășurare alegerilor este o profesie. Deci eu asta fac. Și sigur că îmi doresc să fac și acest lucru pe viitor. Oricum voi face această meserie, fie că în componența Comisiei Electorale Centrale, fie că în afara ei. Dar sigur că îmi doresc încă un mandat. Și nu vorbesc acum de mandat de președinte. Dar acestea sunt doar niște doleanțe ale mele acum. Ceea ce ține de care partid, nu care partid, este prematură această discuție. Atunci când va expira mandatul, sper să apară și propunerile. Dacă nu vor apărea, înseamnă că asta este. Nu s-a terminat viața
după terminarea mandatului. Sigur că am avut carieră și până la venirea în Comisia Electorală Centrală și sunt convins că voi avea și după mandatul acesta. Domnule Ceacan, vă mulțumesc mult și succes pe viitor! Vă mulțumesc și eu!